Ion Dumitru din Tocileni, județul Botoșani, și cu soția Silion Georgeta, cu miniaturi tradiționale. Meșter, ne puteți explica cam ce semnifică aceste miniaturi? Sunt personaje. Este personaje care reprezintă viața țăranului de altădată, de ani în urmă. Viața la țară. Viața la țară, cu ocupațiile și îndeletnișirile fiecăruia în raport de meseria lor sau de... Da, și puteți explica puțin așa de personaj? Aici este un văd, nu este preot, văd. Nu, ăsta e un dascăl la biserică. Da. Și mai, și mai încolo avem... Acolo, doi ardeleni care primește bunica cadou, un buchet de flori, da, la nepoată. Acolo o bunică cu nepotica în brață. Aici muzicanți. Un taraf. O solistă. Aici doi moșnicei. Doi bătrânei stau pe o bancă. La fel o bătrânică. La fel o bătrânică, acolo un vânător, un pescar. De acum încoace începe activitățile țăranilor. Tăitorul de vierni. Meșteșuguri populare. Meșteșuguri populare. Scolatul la maglă, bătutul la chiu. Aici este intelectualitatea satului. Adică primarul, profesorul. Și celelalte sunt activitățile țăranului. De altă dată. Astea-s... Da, foarte, foarte frumos, interesant. Interesant e... Eu vă spun că e prima oară când văd așa ceva. Pentru că sunt unicate în România, nu face nimeni așa ceva. Și nu că suntem minte mai strălucită, nu le face din cauza că nu sunt comerciale. O lucrare din asta nu reușești, n-ai cum să-ți scoți banii pe ea. Socotin, mai mult din pasiune. Din pasiune, socotind la timpul cât îți ia ca să o faci, plus materialele, nu ai cum să scoți banii, deci de aia nu le face nimeni. Și au mai încercat, poate alții, dacă n-au văzut cam ce timp îți ia și cât timp consum pentru execuția lucrării din astea, au renunțat. De aia nu face nimeni în țară. Nu din alte considerente. Sunt frumoase, noi le facem din pasiune, suntem pensionari. Dar e un lucru migăios, asta se vede. Migălos, sigur, dar rezultatul când l-ai scos e ceva frumos. E, asta ne bucură cel mai mult. Trecătorii când trec și schițează un zâmbet, e un plus pentru noi. Da, o satisfacție. O satisfacție. Pentru asta lucrăm, nu pentru bani, că noi avem pensie, mulțumesc Dumnezeu, avem sănătate să avem. Chiar și să reușim să mai facem în continuare lucrări. E frumos și place ochiului. Mulțumim mult! Plăcere!